Avem aici o creație artistică de mare, mare excepție, o compoziție de natură mărtă, cu perfumele și cu flori puse pe o tavă. Asta pentru că am făcut niște poze mai devreme, după ce am filmat colecția mea de parfumuri. Am întors camera să mă și vedeți. Ola, ola! Este sâmbătă dimineață, sunt îmbrăcată, echipată, pregătită, trează de multe ore pentru că am filmat clipul, iar odată ce termin de strâns pe aici, plec la Buzău pentru 2 zile, nu sunt sigură, dar e foarte probabil să mă întorc mâine, cel târziu, poimâine dimineață. Și bineînțeles, vă iau cu mine că e soare afară, că e frumos și ar trebui să fie drăguț. Însă, întâi trebuie să strâng ce am lăsat pe aici și o să editez acasă, la Buzău, ce am filmat. Sper să fie totul ok, pentru că nu prea o să mă mai pot întoarce în timp util ca să reușesc să filmez, dar am făcut colecția de parfumuri și am numai parfumuri în față, stați așa, vă tot succes, vă tot învârt, uite așa, am filmat cu astea și încă câteva care sunt acum pe masă, dar trebuia să o facă de multă vreme, mi-a tot cerut să fac colecția de parfumuri și cred că la momentul la care veți vedea voi vlogul ăsta, colecția deja e sus, așa că sper să fi mers bine, iau, să vă fie plăcut! Bun, o să mă apuc să strâng astea acum, după care îmi fac și eu un bagaj așa. Ia să ridicăm, mă vedeți? Așa. Îmi fac și eu un bagaj, îmi iau tot ce-mi trebuie la mine și plecăm la drum. O să mă duc singură de data asta, că e soare, primul meu drum la Buzău, de capul meu, cu mașina. Să sperăm că o să supraviețuiesc. Și na, ideal ar fi să mă încalz cu altceva, pentru că oricât de sexy ar fi botoșii ăia, nu cred că este indicat. E totuși februarie. Încă. Opa, așa. Hai, grasule. Ia să vedem. O pastiluță? Deschide curița. Hai, hai că scap repede. Hai, așa, mama. Hai, hai. Uf, nu-ți scuipa, plăpet. Haide, hai, te rog, închide. Așa. Bravo! Ce băia cu minte. Punem și picătură și ai scăpat. Ia să vedem ochișorul ăla. Stai, stai, Rombo. O picătură și ai scăpat, te rog. Stai, 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 Rombo. Hai, deschide ochișorul, te rog. Tata! Așa. Bravo, grasele! Fugi! Ia! Bun. I-am dat lui Rumbu medicamentele acum câteva minute, să fiu sigură că e ok pe astăzi. Le-am lăsat mâncare, nisipul curat, au tot ce le trebuie. Mâine cred că mă întorc, chiar dacă nu mă întorc, oricum are cine să vină la ei, dar pentru astăzi sunt asigurați. M-am îmbrăcat, am pe mine niște pantaloni. Cred că de la H&M ceva de catifea, care se vor umple de păr, de la haina asta de blană, ghetuțele de la H&M, poșeta Zara, haina Zara, puloverul H&M, iar colierul ăla de la gât este Mango, plus broșele vintage. La mine nu o să iau mare lucru, iau mai multă aparatură, laptopul, cam ceva de lucrat, camera foto, asta de vlogging și cam atât, că în rest am de toate acolo, am și haine, am și mâncare, am tot ce îmi trebuie, deci nu mă agit inutil. Și cam asta sunt. Deci asta și încă o să acoșic așa în care o să am minimum necesar. Și hai să plecăm, zic. Yay! Și să luăm totuși o pereche de ochelari de soare pentru că ce e afară, nu că mă plâng, îmi convine că este soare, dar o să mă urbească total. Hai să-i luăm pe ăștia. Am plecat de vreo 20 de minute, sunt chiar foarte pe drum, dar mă chinui să ies din București pentru că este destul de aglomerat la ieșire. Am stat până acum bară la bară și abia aici pare să se mai elibereze, mă apropii de voluntari, dar nici așa nu pot să zic că e cine știe ce liber. Am închis în casă, tot ok, vremea frumoasă, soare, vorbesc singură cu o cameră în timp ce conduc, e ok. Totuși încerc să fiu atentă la drum, adică nu mă uit la voi deloc. Sper că am pornit totuși camera și că n-am lăsat-o să filmeze, crezând eu că filmează, când de fapt ea nu filmează, că am mai făcut eu din astea. De m-am apucat, am vorbit odată vreo jumătate de oră și mi-am dat seama după că butonul nu era deloc apăsat. Este și poliție, destul de multă, dar eu conduc încet, adică nu sunt viteză umană, nu mă grăbesc, nu mă aleargă nimeni, sunt ok, doar să nu mă înjure ăștia din spate că nu o să gonesc pe aici, cu toate că nu prea văd cum ai putea goni, având în vedere ce aglomerație este. Probabil e și ora, având în vedere că este sâmbătă și e două, nu cred că e două, de fapt, cred că e unu, pe la două și ceva ajung eu.
Cred că de asta pleacă lumea la munte, cine știe, și mai ales cu vremea asta frumoasă. Îmi imaginez că de asta este atât de aglomerat. Eu de regulă plecam dimineața și întotdeauna când plecam dimineața era super liber sau, mă rog, erau câteva mașini. Dar acum pare a fi mult mai aglomerat. Am avut proasta inspirație să plec cu plovărul ăsta pe mine, cu ăsta verde. Și uitați-vă, mă, ce m-am făcut pe pantaloni. Cum sunt? Deci, năpârlesc bine de tot. Ești bine? Foarte bine. Foarte bine. Și îl întreb dacă pot să fac... Mi-a zis că te-ai mai îngrășat un kilogram. Nu, două și... Două și? Nu, un kilogram de când am venit eu ultima dată. 65. 65, mă. Doamne, ferește, mă. Pe unde ești? Știu că ai avut, dar nu mai ai de mult. Miniuța, vă, că grasă? Mă, dacă mă rog. Frumos, doamne, doamne, doamne. Iubire, iubire, ce faci? Vai, ce băiat. Aoleu, da, mă, da. Da, mă, frumos, mă, da, da, da. Vai, cât de iubire. Vai. Aoleu, dar și ăsta ce mare e. Da, mă, da. Da, iubire, da, da, da. Dar mi-e frică să pun mâna de tine. Mi-e frică să pun mâna că tu sigur mă mănânci. Aoleu! Cât alăboantele are, mă! Da, 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 cum să mă? Da, mă, grasă! Aoleu! Hai că îți mănâncă plovărul. Îmi mănâncă? Vai, frumosule, tu de unde ai apărut? Vai, ești fetiță, ești băiat, ce ești tu? Doamne, doamne, i-ai dat ceva să mănânce? L-a băgat în casă. L-a băgat în casă, da? Aoleu, ce băiat? Fetiță, ce-i mă? Ce-i tu, mă, frumosule? Vrei să dormim împreună la noapte? Vrei să fii Leonardo DiCaprio și eu, Kate Winslet? Pe Titanic? Spune! Mamă, mamă, am avut parte de toată iubire cu pisici și cu căței. Ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, ne-am drăgălit, ne-am iubit și mai urmează. Asta a fost doar prima tură, însă voiam să vă pun la curent până când vine fratele meu din casă. Sunt la ei mei acum. Am fost la bunica mea prima tură, cum am ajuns. Am fost la bunica mea, am mâncat, desigur. Grija principală a bunică mi este ca copilul, recte eu, să fie hrănit, astfel încât am băgat acolo niște ciorbă, niște sarmale, să fie bine, să nu fie rău. Am mai stat de vorbă cu ea, e o okay, să știți că nu prea v-am mai pus la curent cu subiectul ăsta pentru că, din fericire, s-a ameliorat puțin starea ei. Nu este niciun caz vindecată sau, adică nu, nu-și face nimeni speranțe, dar a făcut niște progrese, ceea ce este foarte bine. Cu ocazia asta o spun și mulțumesc acelora care m-ați tot întrebat de starea ei de sănătate și mi-ați transmis urările voastre de bine. La fel vă urez și vouă și celor dragi vouă. Da, deci am fost la ea, am terminat acolo și apoi am venit direct aici la e-mail și n-am ajuns de multă vreme, cred că de vreo jumătate de oră, cam așa, timp în care am luat la rând toate pisicile, toți căței pe care i-am găsit disponibil, pentru că mai sunt. Nu știu dacă vă amintiți, dar v-am mai povestit eu așa, pe alocuri, că aici la e-mail, la părinții mei, constant vin animăluțe noi și se aciuează și cine vine, rămâne cât vrea să stea, că nu îi dă nimeni afară, dar ai mei au grijă de ele, de animăluțe, le dau să mănânce, îi bag în casă, că asta vorbeam cu fratele meu mai devreme, de un motan care a venit chiar azi, l-a trecat așa de asta să pun mâna pe el și e un iubitor și ăla și abia aștept la noapte să iau în brațe, să-i bag în pat așa și sper să nu vă scârbească pupicii, dar eu n-am astfel de... nu știu, rețineri cu animalele, îmi place mult de tot să numai așa să ne umplem de vale reciproc pe față, le iubesc mult, mult, mult de tot. Și odată ce am făcut asta și am mai stat un pic de vorbă cu ai mei, am zis să merg cu fratele meu acum până în oraș să luăm o sticlă de suc, pentru că n-am ce bea, iar cola noastră cea de toate zilele este sfântă, se știe, astfel încât eram pregătită cu fratele meu, am plecat chiar, ne-am dus până la colț și ne-am dat seama că el este în papuci, în pijamale, eu sunt ok, dar n-am cu ce conduce, adică n-am permis la mine, n-am nimic, nici el n-avea la el, avem în schimb 10 lei, suntem bine, să luăm o sticlă de suc și a trebuit să facem stânga împrejur să revenim ca să luăm actele la noi totuși și eventual să se îmbrace și el ca un om, să nu fie așa de sex symbol. Așa că v-am pus la curent până în momentul de față, îl aștept să vină, să știți că ora este cam un 6,
6 fără 3 minute, cam așa, uite că vine grasul, cam așa, stă să apună soarele, a fost o zi foarte frumoasă, călduroasă astăzi și cerul în momentul de față e așa, cu niște irizații roșiatice, ceea ce este super, super frumos și îmi place mult de tot și a venit un gras. Ce bine ești! Sunt! Hai, la suculete! Vai, cât ești de deștept! Sper că l-auziți și sper că m-auziți și pe mine. Vorbesc încet pentru că doarme cam toată lumea în casă și am venit în bucătărie unde e cam singurul loc mai retras, așa, unde nu pot fi auzită, că nu vreau să trezesc pe nimeni și mi-și tremură mâna puțin, cred că de somn, ce mi-este. Am terminat acum editarea clipului, cel cu parfumurile, în sfârșit. A fost destul de greu, pentru că e un clip atât de lung, are o oră și 12 minute ceva în zona asta și am tăiat din el o groază, mai, și cât mai puteam să povestesc, cât mai puteam să vă arăt că mai aveam. Mi-am dat seama după ce am terminat clipul că mai aveam niște sticulțe vechi pe care puteam să vi le arăt, dar dacă n-am filmat la momentul ăla, și poate că a fost mai bine așa că mă prindeau zorii, zorile, oboseala, la momentul ăsta, editând. Și acum este un 2:15 sau ceva așa, în zona asta. Am vrut doar să vin să vă spun noapte bună, să fac încheierea pentru ziua de astăzi, cu toate că o să filmez și mâine, dar să nu las ziua neterminată, neîncheiată. Astăzi seară am stat de vorbă, cam asta am făcut, am stat de vorbă, am mâncat și am pupat și iubit pisici și căței. Astea au fost activitățile serii, pe lângă, evident, ceea ce ați văzut deja, editarea de care m-am ținut. După ce am terminat de vorbit cu ai mei, care s-au retras de multă vreme, s-au culcat, am rămas doar eu cu fratele meu în dormitor și cu un motan în casă, un motan negru care seamănă foarte bine atât cu rumbu cât și cu paro și mi-a stat ba pe picioare, ba pe laptop, ba la un moment dat stătea cu lăbuțele puse chiar pe mâna mea în timp ce editam și s-a culcușit acolo și toarce o nebunie, ceva așa cu zgomot cu mai mei întor și a fost super plăcut să stau în căldură, aia îmi plac mai și să editez, că super, sigur, era mai minunat dacă mă uitam la un film, dar nu contează, important este că am reușit să fac materialul, că de multă vreme voiam să-l fac și în sfârșit reușesc să-l postez și postez mâine, o să fie, deocamdată l-am pus la randat. Sper să nu vorbesc luându-mă gura pe dinainte, că întotdeauna când spun ceva, înainte de a se întâmpla, apar, nu știu, lucruri neprevăzute, ceea ce sper să nu fie și să pot posta mâine liniștită. Mâine este duminică, am zis că merg cu fratele meu prin oraș, vedem ce facem, avem un plan anume, dar foarte probabil că voi rămâne și mâine și mă întorc luni de super dimineață în București ca să ajung și eu la treabă, că altă variantă nu am și nu vreau să pierd ziua de luni. Deci cam asta ar fi pentru astăzi. Ne auzim mâine, sper să fiu mai coerentă și mai prezentabilă puțin, momentan, na, vă traumatizez așa un pic, așa că ne auzim când mai trezi, ceea ce nu cred că va fi foarte devreme, pentru că mi-am propus să dorm, o să-mi pun telefonul pe silențios, vreau doar căldură, o plapumă, o pernă și o pisică pe roață, pentru că se poate un cățel. E ok și așa. Noapte bună și ne auzim în câteva secunde în casă vostru. Revin! You are, you are, you are, you are, you are.
spălătorie cu frate meu, pentru că fiind el adorabilul care este, s-a oferit să-mi spele și mie mașina, adică nici măcar nu i-am cerut eu, dar v-am spus că frate meu este un deosebit și a zis el că nu vrei să mergem la spălătorie să-ți spăl mașina, că este destul de prăfuită, cu toate că am fost cu ea săptămâna trecută, dar s-a făcut terci, e plină de praf, mai ales după drumul ăsta București-Buzău, e din nou, zici că am fost prin tine și e gen noroaie și nămol. Așa că am venit cu el și stau ca o doamnă în mașină, nu mă doare capul, în timp ce îmi curge spumă în cap. Spumă și apă și toate cele. Și am stat un pic la coadă, să știți, nu ca în București, adică acolo cred că stau de regulă 2 ore, am stat cred că și mai mult. Dar aici cred că am stat cam un sfert de oră, cam așa, timp în care s-au făcut foarte multe mașini în spatele nostru. Iar pe seara asta cred că mergem să mai luăm un suc, pentru că nu mai avem Pepsi-ul cola, de fapt. Aia pe care am cumpărat-o aseară s-a cam dus. Și în rest o să stăm și o să ne uităm la filme și o să ne pupăm cu pisici și o să avem activități din astea pufoase și drăguțe de duminică seara. Am așa o stare proastă pentru că mâine plec, așa cum am întotdeauna, și atunci când vin ei la mine și atunci când vin eu acasă, în momentul în care pleacă unii sau plec eu, atunci mă apuc așa o stare din asta de da, parcă aș mai fi stat, parcă ce bine e acasă, mai ales cu mâncare caldă. Vă spun, astăzi la prânz a gătit bunica mea și cu dealea, cu felul 1, felul 2, felul 3 desert, dar nu mai vrei și aia, dar nu mai vrei și aia, dar nu mai vrei și aia. Bunica mea cealaltă, că mai am o bunică, nu bunica mea bună, ca să zic așa, bunica mea bolnavă pe care ați văzut-o ieri, cred, așa, parțial. A gătit bunica mea cealaltă, mamă, și dacă n-am mâncat și a fost așa de bine, pentru că bunica mea cam tot ce prepară, gălăgie. Bunica mea folosește doar ingrediente din astea crescute în curte sau oricum preparate cu mâinile ei. Și a făcut ceva pentru felul 2, a fost un piure cu carne, cu sos de roșii și așa mai departe. Și puiul este crescut în curte, roșiile sunt crescute în curte, cartofii din care a făcut piureul la fel crescut în curte. Cu smântâna aia nu știu ce a făcut, pentru că lapte nu prea ar avea de unde să ia, probabil că aia este cumpărată, dar oricum încearcă pe cât posibil să folosească numai ingrediente de genul ăsta. Și e așa de aromată mâncarea, așa de bună a fost și cald, vai, a fost o nebunie. După care a făcut o budincă cu paste, cu brânză, cu zahăr, super bună și aia, paste cumpărate, na? Probabil că și restul, dar oricum au alt gust, parcă nu e ăla de magazin pe care îl mănânc eu constant cât timp sunt în București, că vă dați seama, acolo nu stă nimeni să îngătească și v-am mai povestit eu că atunci când vin ai mei cu mâncare de la Buzău e nemaipomenit de bine. Și am mâncat zilele astea, chiar am avut grijă să mă hrănesc, pentru că săptămâna asta care urmează o să fie una destul de aglomerată pentru mine, o să am destul de multe activități și știu că nu prea o să am timp să mănânc sau o să mănânc mai prostii, așa încât încerc și eu să mă hrănesc pe cât posibil acum. Așa mă vede și cu... Aha. Ia o sticlă. Ia uite de asta, vede. Perfect, să nu cadă. Și acum casa unde e? Am ieșit cu fratele meu la o plimbare prin oraș, pentru că fiind duminică seara e destul de gol și eu chiar sper că mă vedeți chiar și cu umbrele astea dubioase. E destul de gol prin oraș, astfel încât am ocazia să văd și eu cam ce s-a mai construit pe aici, ce s-a mai făcut, că vă dați seama, de cât timp sunt plecată, n-am venit niciodată să stau suficient de mult sau cât să fiu la curent cu ceea ce s-a mai construit în orașul ăsta, ce s-a mai schimbat, sunt multe lucruri schimbate, deci sunt super în urmă cu o groază de chestii. Am văzut o mulțime de clinici, de magazine noi, de lucruri desfințate, multe, multe treburi, iar acum sunt în fața fostului meu liceu, liceului Mihai Eminescu din Buzău, care arată la fel și nu arată la fel. Adică văd că se încearcă o reabilitare sau ceva în zona asta, văd că se construiește, cam așa arată. Nu sunt mașini parcate deloc în fața liceului, ceea ce întotdeauna erau atunci când eram eu în liceu, pentru că veneau și elevii și profesorii cu mașinile. Copacii sunt goi, bineînțeles, e așa o imagine dezolantă, poate este și anotimpul, dar e și nostalgia mea după atâția ani. Și stați să întorc camera ca să vedeți liceul despre care vă spun, pe care probabil că cei care
sunteți din Buzău, îl știți, dar pentru ceilalți și, mă rog, pentru amintirea mea, așa că v-am zis, locurile astea rămân și pentru mine un fel de amintire la care să mă uit peste ani, nu sunt făcute exclusiv pentru voi, stați așa. Deci, fără deci, atât cât puteți vedea, ăsta este liceul și îmi dau seama că pe cameră nu prea prinde bine. Nu știu ce se întâmplă totuși cu anglicaia, ce Dumnezeu e asta? Scrie ceva de poliția locală, nu treceți, dar nu înțeleg de ce. Ia, uite că o să trec, totuși să mă ierte poliția locală, voi trece, asta este. Iar, uite, acolo, unde e ușa aia mare, acolo era intrarea profesorilor, știu că nu prea aveam voie niciodată să intrăm pe acolo, dar în foarte rare ocazii. Iar în partea aia, uite, acolo unde e degetul meu, pe acolo intram noi, pe acolo era intrarea elevilor. Și mai este încă una undeva prin spate. Clădirea e una veche, frumoasă. Și pe interior era destul de frumoasă și dacă puteți observa, nu cred că vedeți, dar acolo este un balcon la care iarăși n-am ajuns niciodată. Cred că nici elevii care învățau acolo în sala aia nu aveau acces. E, da, e într-un fel, am bătut drumul ăsta destul de mult. Cam așa arată el. Da. Deci da, ăsta a fost momentul de nostalgie al vlogului. Cred că o să ne mai plimbăm puțin de prin oraș. Am mers și prin zona bulevardului, am fost și pe la Crâng. Acum nu știu dacă o să mergem în zona altor parcuri. Mai sunt vreo două parcuri în Buzău, Parcul Marghiloman și cum se numește? Parcul Tineretului, unde nu cred că vom merge. Oricum nu avem de gând să intrăm în parc. Ne plimbăm doar așa cu mașina, cât de cât să mai dăm câteva ture și dacă o fi să mergem până la McDonald's să și mâncăm ceva. Asta ca să supere bunica mea pe noi, pentru că de fiecare dată se supără săraca. Ea face atâta mâncare și face și felul 1 și felul 2 și prăjituri și tot felul de chestii și noi ne ducem la Mac. De asta nu-i spunem niciodată când ne ducem la fast food, nici când vine frate-mi la mine. Aia, ce bine mă vedeți acum. Nici când vine frate-mi la mine în București, nu spunem niciodată când mergem și mâncăm în oraș, pentru că de fiecare dată ne trimite mâncare și zice că nu ne place. Dacă e să nu mâncăm, mă rog, așa sunt bunici. Ia să mă urc eu totuși în mașină, că m-am luat un pic bâțul. Nu știu dacă vedeți, dar n-am nici haină pe mine, pentru că am lăsat-o în spate. Hopa! Am degerat un pic. Hot Couture pe mine este Chanel, altoit cu ceva Louis Vuitton, escada și niște Givenchy pe deasupra, mă vedeți, da? Și sunt băgată în plapumă și cu stomacul plin de McDonald's. Am fost mai devreme, cred că acum vreo 20 de minute am ajuns acasă. Am fost cu fratele meu după ce ne-am plimbat prin tot orașul, că era gol, era liber, era frumos, așa, chiar dacă nu e foarte cald afară, dar ne-am plimbat din mașină. Și ca să încheiem această excursie nocturnă minunată, am fost și la McDonald's, unde, bineînțeles, ca la orice McDonald's după peste tot pe unde am fost eu, era coadă la McDrive, dar odată ce am ajuns, ne-am luat acolo așa la discreție, fratele meu și-a luat două meniuri, pentru că el e un frate gras, după cum știți. Eu mi-am luat unul singur, am băgat o înghețată cu caramel preferata mea, a intrat numai bine, cu niște shake de ciocolată a fost nemaipomenit la ora asta, mi-a plăcut foarte mult. Și la momentul de față aștept cu stomacul plin de McDonald's să adorm, ceea ce va urma odată ce închei vlogul ăsta. Voiam însă să vă zic așa, cam ce am făcut pe ziua de astăzi, să fac o încheiere a ce ați văzut și să vă spun că nu cred că am vorbit cu voi deloc despre ce mi-am luat. Mi-am luat o pereche de pantaloni, nu prea v-am zis pe unde am fost, că am fost cu mama prin niște magazine și partea asta cred că n-am acoperit-o și ce am mai făcut așa din activitățile astea minore, că nu e nimic extraordinar. E un vlog de venit acasă în care pisici, pupici, bunici, mămici, frățici și alte de astea și un pic de meculici. Însă am fost la magazinul ăla Raspberry, despre care v-am mai spus eu, chiar în ultimul vlog pe care l-am filmat când am venit aici la Buzău, cred că chiar e ultimul daily postat pe canal, vă spusesem eu atunci că am fost la Raspberry, ăla unde mă duc sau încerc de fiecare dată când vin în Buzău și câteodată găsesc chestii mișto, alteori nu găsesc absolut nimic. Astăzi însă am găsit o pereche de pantaloni albi, drăguți, ceva așa 7 pe 8 cu glezne la vedere, cu niște detalii simpatice pe acolo.
I-am probat pe ea, mi-au plăcut, l-am chemat pe fratele meu în cabina de probă, i-a văzut și a dat acordul, gata. I-am cumpărat pantaloni însă, să știți că sunt River Island și vă mai spuneam eu, cred că chiar în vlogul la ultimul pe care l-am făcut, că de multe ori la magazinul ăsta aduc tot felul de etichete care se găsesc în Londra. Și opinia mea asupra subiectului era că au fabrici pe aici prin România, prin Buzău probabil, și că iau din stocurile alea și vând și la magazinul ăsta. Acum nu știu exact care o fi, posibil să bat câmpii, habar n-am care e mecanismul, dar așa mă explic eu, că am văzut multe chestii pe acolo. Vedeam River Island, Topshop, Asos, Coast și multe, multe alte branduri din astea. Și chiar am văzut o roche foarte frumoasă, Coast, numai că era la un preț 400 de lei. Zic, parcă n-aș da 400 de lei la Raspberry, parcă i-aș da în altă parte dacă ar fi să-i da. Oricum, nu era ceva ce-mi trebuia. Era frumoasă, dar nimic așa, să zic, acum luați banii mei, dați-mi rochea. M-am resemnat însă cu pantaloni, au fost 89 de lei, foarte drăguți, foarte frumoși. I-am luat pe aia, după care am fost și ne-am mai plimbat așa prin oraș și am fost într-unul din mall-urile, sunt trei mall-uri. Da, ăla, Winmarkt-ul. Nu? Da. Nu-l punem? Mai e încă unul undeva în centru, dar înțeleg că nu-l punem pe la camul. Mă rog, sunt două atunci în Buzău și am fost într-unul dintre ele pentru că voia maica mea să se uite la niște magazine, la niște pantofi. Am văzut niște pantofi interesanti și eu chiar i-am probat. Erau niște botine așa cu o talpă ortopedică interesantă. Numai că nu am avântat... Pentru că nici n-am simțit că leșin acum dacă nu-i cumpăr și pe de altă parte, nu știu, mă gândesc că vine primăvara și că sunt mai încântată și dornică de sandale, de pantofe, decât de botine și am zis mai bine stau potolită, nu mai mi-au nimic. Dar erau câteva chestii drăguțe, magazinul se numește Carmen's. Cazul în care sunteți din Buzău sau, mă rog, cred că se găsește și în alte orașe. Magazine de ale lor cred că au o rețea mai amplă, ca să știți, aruncați o privire, erau drăguți pe acolo. După care, odată ce s-a făcut seara, am spălat mașina, frate meu, el a spălat-o, să-i dea de sus sănătate, se știe, e lângă mine aici. Așa, și apoi am venit acasă, am postat și eu clipul în seara asta, am postat colecția de parfumuri, am văzut că v-a plăcut, am avut răspunsuri foarte, foarte bune acolo, v-ați angajat așa în discuție și mi-ați scris și voi tot felul de recomandări, pentru care mulțumesc foarte, foarte mult. Știam că o să aibă succes clipul ăsta pentru că e super cerut, întotdeauna super iubit și întotdeauna se strânesc tot felul de discuții plăcute, majoritatea pe tema lui, așa că a ieșit exact cum îl gândeam eu, foarte tare, mă bucur mult că n-am stat aseară să editez atât de mult degeaba. Și după ce am terminat cu postatul, cred că am mai stat un pic de vorbă și apoi am plecat la plimbare cu fratele meu, a condus el, eu am stat frumos în dreapta, cu mințică liniștită, super liber orașul la ora asta, deci n-am văzut nici... De fapt, cred că am văzut o mașină de poliție, dar era în mișcare, nu era din aia de stăteam boscheți, iar în rest câteva mașini așa din când în când, dar liniște, nu vedeai nu auzeai gălăgie, pardon, nu vedeai foarte mulți oameni, foarte multe mașini, deci super, super ok a fost. Și, na, de încheiere așa, pentru weekendul ăsta minunat. Mi-e groază că mâine dimineață mă întorc și eu acasă, toată lumea începe programul normal și încep și eu pe al meu. Iar mâine dimineață mi-e groază că mă gândesc la ce oră o să intru eu în București și e chiar ora aia la care e aglomerat, e ora de dimineață, știu că e multă lume care face naveta sau, mă rog, vor fi mulți, știu, asta știu că vor fi mulți care vor intra în București exact atunci, o să fie distracția totală, dar nu prea vreau să plec pe noapte, prefer să plec pe zi, chiar dacă asta înseamnă să stau foarte mult în trafic. Însă, da, cu asta închei și vlogul ăsta. Vlog scurtuț așa, știu că nu e unul de 50 și de minute, dar am preferat să petrec timpul ăsta stând cu ai mei și bucurându-mă de zilele astea acasă, decât să stau să filmez orice chestiuță, cu toate că nu e nimic extraordinar, dar e vlog din ăla de acasă și dacă e de acasă, e de corazon și sper că l-ați simțit și voi la fel și că v-a plăcut. Mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru vizionare, impresiile sunt chiar foarte cerute și dezirabile și așteptate în comentarii dacă le lăsați eu beton. Sper să ne vedem și data viitoare. Seara sau zi minunată să aveți, mulți pupici, mulțumesc încă o dată, iar de mâine ne vedem din nou. V-am pupat. Pa. You always searching for a better thing.